În 2018, o parte dintre târgujienii care au depus cerere pentru obținerea unei locuințe cu titlu gratuit prin programul ANL au primit vestea că vor beneficia de o casă. Astăzi, la 2 ani de la promisiuni, oamenii încă așteaptă după cheile de la imobile. Viceprimarul susține că gafa aparține primarului Marcel Romanescu. Lucrurile au mers foarte bine până la sfârșitul anului 2017. În 2018, Marcel Romanescu, odată cu introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local a unui proiect privind partea de utilități tehnico-edilitare care erau necesare pentru ca cele două blocuri să poată fi folosite, a introdus pe ordinea de zi și repartiția celor 40 de unități locative, lucru total incorrect. Și când spun total incorrect, mă refer la două aspecte foarte serioase. 1. Oamenii au fost amăgiți, așa cum ați spus dumneavoastră, și nu a fost deloc corect față de acești cetățeni. Și 2. Cele două blocuri încă nu fuseseră recepționate, deci și în această zi cele două blocuri, blocul 2 și blocul 4, sunt proprietatea Agenției Naționale de Locuințe, deci Marcel Romanescu nu avea voie să repartizeze ceva ce nu avea. La ora actuală, muncitorii societății care a câștigat licitația sunt încă pe șantier, în prezent fiind făcute racordurile la utilități.